cu cel care sperăm că mulți ani de acum încolo nu ni se va alătura la emisiune, cu Mariusu Mudică. Salut, Marius! Bună dimineața, bună dimineața, ce ești invitat! Deci vezi ce intro ți-am făcut! An mulți sperăm să nu ni te alături aici, la emisiune. Decât așa, din când în când să mai comentăm câte ceva. Din păcate, Dicaniu ni s-a... Cam repede. Dicaniu, cam repede. M-am vrut să nu e exemplu și umia lui Dica. Dicaniu ne-a venit repede înapoi. Îmi pare rău, sincer, nu, pentru pare ce rău. S-a întâmplat, pentru ce i s-a întâmplat, na. Asta e viața antrenorului. Depinde de foarte mult, depinde foarte mulți factori externi, depinde o de... O să reușești! Nu vorbesc de mine, eu vorbesc de acum, în momentul de față, ceea ce i s-a întâmplat lui Dică, un coleg de-al meu, știu ce se întâmplă, depinde de mediu. N-a avut fotbaliști Șumi, n-a avut fotbaliști da. Care coleg Șumi, când jucam împotriva lui, spune, cine mă, ăla micul și strâmbul? Nu. Ce da. Bagă lupul păi, între... Păi stai un cubic, că îi place lupul. Lupul, dacă nu bagă lupul ceva... Mă auzi? De ce îl invii la emisiuni? Bă, lupul, să vină lupul neapărat! Păi și omii, păi a fost coleg cu Mircea, cu Rednic, cineva. Da. Nu, dacă n-aruncă de la el cât o săgeată, n-al nostru. Șumi, da. Hai să te întreb ceva pragmatic, prima întrebare, da? Să te întreb ceva. De ce și-a dorit excesiv Drăguș aseară să marcheze, ducând totuși lucrurile chiar spre exagerare la un moment dat. El este un fotbalist, tu știi părerea mea despre el, formidabil, dar, nu, cum să spun, la un moment dat m-a exasperat până și pe mine în a doua repriză. Da, traversează o perioadă clar de nereușită din punct de vedere al jocului, adică nu are reușite. Și când nu ai reușite ca atacant, faci orice să marchezi. E adevărat că are momente în care este foarte individualist, dar... atâta timp cât vezi că au Șumi, doar o secundă, să-i mulțumim lui Dănuț Lupu că l-a convocat domnul Badea și știi cum e, l-a sunat șeful, șef. Pleacă bă din emisiune de la Ivanoviș, mi-a arătat telefonul disperat, dar ne mulțumim mult de tot. Șumi, baftă multă. Te pup, Dănuț, pa. Șumi, dă-le cu tifla, da. Arată-le ce înseamnă să ai valoare, îmi spune Dănuț. Bun, te rog. Te rog, Șumi, spune-mi cu... Da, eu îl cunosc foarte bine pe Deli și știu că este un tip care se consumă foarte mult, ține să aibă reușite, adică sunt momente când și el putea să primească mingea, eu am observat, adică lumea vede ok, numai ceea ce face Drăguș în momentul de față, dar au fost foarte multe momente și nu vreau să dau nume acum la unii jucători care tot la fel, în momentul în care puteau să-i dea mingea, de foarte multe ori nu, își doreau foarte mult să marcheze. Deși colegii lui au fost egoiști, individualiști. Nu, da, Neamircea a adus ego-ul ăsta la echipa națională în sensul bun al cuvântului, în care dă libertate jucătorilor de atac. Uh-huh. Jucătorii de atac acum se exprimă altfel decât în trecut, adică iau acțiuni pe cont propriu în ultima treime, își doresc foarte mult să marcheze, contează foarte mult pentru ei. Nu uitați că este și o presiune în plus pentru atacanți. Vedeți că Alibek, de exemplu, ieri n-a jucat deloc. Este o presiune. Acolo este Pușcaș care a început să marcheze în Turcia, este Denis Drăguș, este Birlige, este în afara lotului, Luis Bunteanu are reușită la Under 21. Adică este o concurență așa tacită, dacă mă întreb pe mine. În ceea ce îl privește pe Denis Sens, îl cunosc foarte bine, își dorește foarte mult să reușească. Este un jucător cu reale calități, adică nu trebuie, adică un pressing face, cred că cel mai bun pressing de departe, aleargă peste tot, de foarte multe ori îi spuneam că se irosește în anumite momente și atunci nu mai are prospețime să rezolve anumite faze și a ajuns, de exemplu, dintr-un pressing, a luat o minge de la un fundaș, mi-a luat aminte a doua repriză și scapă singur, dar n-a mai avut putere să dea exteriorul ăla și să dea colțul lung, cum și-a dorit și a împins-o mai mult cu șpițul. Se irosește în anumite momente. În anumite momente își dorește foarte mult. El la antrenamentul cu o zi înainte de meci este 100% cum e meci. Eu îi spuneam, zic, băi băiatule, stai bă că nu mă omori, zic, mai îi pui vreo talpă la vreunul, în afară de asta, pierzi din energie, stai un pic că mâine jucăm. Adică este tipul ăsta care dă 100% la orice antrenament, nu există. Are și potențial foarte mare, capacitate de efort, picioare bune, îi lipsește golul. Gândiți-vă că el stă într-un stres continuu, se bate cu jucători de milioane de euro la Trabzon, o echipă foarte, foarte, foarte grea, care n-a început bine campionatul și foarte multă lume atunci vine cu diferite critici asupra jucătorilor străini. Și în momentul de față își dorește foarte mult unde poate să
să le dea o palmă. Dacă marchează la echipa națională sau dacă are reușite la echipa națională. Chiar am văzut o imagine foarte interesantă după meci când Nea Mircea chiar nu-i vorbea cu el, îi explica ceea ce a făcut, cred că greșit, și adică o părintește așa, adică nu gesticula, nu avea, adică mi-am dat seama că a înțeles și Nea Mircea a înțeles ceea ce se întâmplă, mai ales că a avut discuții și cu Șerol Ghiunești, cu antrenorul lui și știe în ce moment este, plus că hai să nu uităm, totuși el n-a ajuns încă la o maturitate fotbalistică, el a făcut 25 de ani de-abia, are 24-25 de ani, adică este un vârf care a explodat când a fost cu mine la Gaziantep. Valoarea lui este incontestabilă, nimeni nu poate să discute ceva, doar că aș vrea să se maturizeze mai mult. E greu. El are nevoie de sprijin foarte mult. E ca un copil de la, ca un bibelou de la care îl ștergi de praf, ca un copilaj de la care îi lua lopățica și se supără în pai. Eu îl știu. Asta e singura latura lui care îl trage în jos în momentul de față, fiindcă fotbalistic, din punct de vedere tehnic, a făcut o față cu Man, nici nu știa oia unde e minge, îi făcea ca pe titireze, adică niște undoiuri în zonă centrală. Se vede că are calitate, se vede, adică el nu a ajuns încă la o maturitate, să zici, asta o face la 28-29 de ani. El o face încă de la 24-25, adică are calitatea asta. E, lui trebuie doar să se deblocheze, îi trebuie un gol cum îmi trebuie mie o victorie, repede. Da, corect. Da. Corect, așa este. Ce am văzut bun, Șumi? Ce ai văzut bun aseară? Lăsând la o parte victoria, faptul că suntem pe primul loc, faptul că începem să ne distrăm cu echipele mici, ceea ce este un fapt benefic. Ok, am întâlnit o echipă inferioară din toate punctele de vedere, e clar. Publicul ne-a ajutat foarte mult. Există această coeziune și empatie în momentul de față între echipa națională și public. Și ei sunt responsabili. În momentul în care echipa națională este sprijinită în totalitate de acest public minunat, atunci în momentul în care ei pășesc pe teren se simt datori și încearcă să-i mulțumească. Și atunci asta este un factor extrem de important în momentul de față. Este o echipă care vrea să se autodepășească. Este o echipă care își dorește... Există o mare concurență. Mă uitam și la sfârșitul meciului a fost o imagine în care Mitriță pleca în spatele antrenorului. Un pic l-am văzut așa dezamăgit la față. A bătut un pic. Dacă vă dați seama, dacă Mitriță nu apucă, Mitriță, Florinel Coman, adică noi am ajuns să ținem niște jucători pe bancă și să nu aibă minute, fiindcă am ajuns să avem 16, 17, 18 jucători care pot juca la un anumit nivel. Asta înseamnă mult. În momentul în care ai o bancă din care poți să alegi, mi-a plăcut și Ghiță, de exemplu. Eu îl știu și îl cunosc foarte bine, îl știam de la Hagi, îl urmăream. Este un jucător foarte bun și care cred că va crește foarte mult ca fundaș central. Din punctul meu de vedere... Adică poate să fie o soluție, poate să devină o soluție lângă Drăgușin? Din punctul meu de vedere, da. Cu siguranță. Cu siguranță. Este un jucător bun, un jucător care pe construcție, un jucător puternic în dueluri, poate fi. Joacă într-un campionat puternic, nu e ușor să joci. În Polonia e destul de greu să joci. Este un campionat care duce spre Germania, un pic ca o mentalitate aia de agresivitate. Eu am urmărit foarte mult jucători de acolo când eram în Turcia, fiindcă vroiam să iau și... Sunt jucători foarte, foarte buni și bine crescuți. Să ajungi să joci acolo titular și să joci meci de meci contează. Asta trebuie echipei naționale. Uh-huh. Jucători care joacă la echipele de club și care aduc... Ai vrut să-l iei pe Ghiță la un moment dat? Nu, mă uitam, dar mi-era foarte greu. Da, era și în vizorul meu și îmi doream foarte mult să-l aduc la Gaziantep. Dacă mai rămâneam, încercam să intru în discuții. Îl luasem pe Sorescu de acolo. Uh-huh. Deci un jucător care îți place, puternic, nu? Bun. Deci poate să devină o soluție lângă Drăgușin, clară? Tânăr, cu siguranță. Din punctul meu de vedere, el poate fi următorul care să bată la titularizare, să bată la ușă pentru titularizare, fiindcă are tot ceea ce îi trebuie. Are școala lui Gică. Te crescut la Gică, a crescut valoric, a crescut din punct de vedere fizic, cred că și din punct de vedere mental. Îți vine Gică acum, îți vine, da, îți vine Gicuța. Asta e, ne batem. Normal, normal. Spune-mi un lucru, mă uitam așa la echipa națională, bun, a doua repriză haotică, nu mi-a plăcut a doua repriză. La umbra acestui rezultat, un 3-0, e greu să mai te motivezi. Mi-ar fi plăcut să le dăm un 5-0, sincer.
Da, au apărut și schimbări, au apărut și asta, e cum destul mi de mi s-a apărut mult individualism în a doua repriză, fiecare a încercat să iasă în evidență. Exact, păi asta se întâmplă, că în momentul în care ai 3-0, apar astfel de momente când fiecare vrea să marcheze. Și nu e ușor, nu e. Și pentru Nea Mircea, l-auzeam de foarte multe ori când cerea foarte multă consistență în joc și spunea chiar să joace în spate, să țină de minge, să... Adică este, eu îl cunosc foarte bine, că am lucrat cu dânsul și știu foarte bine. Pentru el câteodată o pasă în spate este de mult mai valoroasă decât să joci în față la întâmplare sau ceva de genul ăsta. El preferă să aibă poziție, să țină mingea, iar jucătorul din spate care vede foarte bine jocul să aibă soluțiile și el să le aleagă. Care a fost semnificația gestului că deși a stat pe banca de rezerve, Lucescu, primul care l-a îmbrățișat când vrea să plece spre vestiar, a fost Mitriță? Nu, un lucru de unitate, un lucru care... Adică l-a văzut amărât, nu pe Mitriță, nu? Nu ne spunea un lucru, Nea Mircea. Eu când l-am avut antrenor și... Este un lucru care, indiferent că apar anumite metode noi de antrenament, ne spunea un lucru care făcea parte din principiul lui. Să știi că jucătorii de pe bancă trebuie să fie... Să fie băgați în seamă, să fie mulțumiți, că atâta timp cât nu ești mulțumit și nu sunt ok, nu-ți dau randamentul care trebuie la antrenament și atunci nu-ți ridică calitatea celor 11 care intră în teren. El tot timpul știa să vorbească cu jucătorii de pe bancă, să ne dea... Eu am dat 20 de goluri când am luat campionatul din postura de rezervă mai mult. Intram, fiindcă aveam... Era Pancu, era Radu Niculescu, înțepuse, care venise de la Național, era Barbu, era Ganea, adică aveam niște vârfuri de atac, vă dați seama. Și am reușit să marchez 20 de goluri venind de multe ori din poziția de rezervă și îmi doream foarte mult să fac mai mult decât cei care erau în fața mea. Și eu sunt fel convins că el a crescut această mentalitate. Dar ce a făcut? L-a simțit pe Mitriță amărât, a? L-am văzut, da, l-am văzut și l-a băgat imediat în seamă. Ceea ce înseamnă enorm. Atunci și tu ca jucător simți altceva. Nu, el n-a făcut gestul ăsta să-și creeze un alibi când a jucat. Și eu sunt fel convins că Mitriță va avea minute la următorul joc. O să vede. Poate să fie chiar titular, de ce nu? Da, nu știu exact, nu știu. Și sunt fel convins că va face anumite schimbări. Noi cu următorul meci câștigat, cu încă 3 puncte, cred că 90%, peste 90% suntem calificați. Nu, suntem calificați, pentru că și dacă ne bate Kosovo, nu mai contează. Da, câștigăm grupa. Exact. E nevoie și de Bârligea? Șumi. În momentul de față, dacă Ali Bey, care și el performează în campionat și eu îl urmăresc acum, pregătim meciul și văd ceea ce înseamnă Ali Bey chiar, adică Gică l-a adus la un nivel foarte bun. Dacă Denis Săracu n-a apucat să joace ieri, adică e destul de greu. Ok, a început cu Drăguț, de-a mici este un tip conservator, un tip care... Deci era destul de greu să-l cheme pe Bârlige acum? Și Bârlige este un jucător foarte bun, un jucător care, ok... Da, nu, zic în actualul context, era greu să-l cheme? În actualul context, cred că da. El, Nea Mircea, ți-am zis, e un tip conservator care greu schimbă primul 11. El merge pe... Și ți-am mai zis, îmi spunea și mie și îmi spunea și pe Nera Copos. Îmi spunea, zice, mă, suporterii trebuie să știe 11, de primul 11 pe din afară. În momentul în care știu pe din afară, atunci înseamnă că echipa respectivă are valoare. El are principiul ăsta și merge pe principiul ăsta. Ați văzut, n-a schimbat. A rămas cu același trident în față, Mihăilă, Drăguș, Man. Nu schimbă la mijlocul terenului, nu schimbă în spate. Deci, practic, a rămas cu același 11. Merge pe aceiași jucători. Șumi. E destul de greu să intri în... Scuze că te întreb. Stai o secundă. Da. Ce ai zis, Șumi, că e destul de greu ce? E destul de greu să-i schimbi acest principiu lui Neamircea. Am înțeles și să, practic, în contextul ăsta, să-l cheme acum pe Bârligea. Păi nu, dar ce să-i spunem antrenorului? E pe primul loc, are 9 puncte din 9 posibile, toate lucrurile merg ok, marchezi la foc automat. Ce să-i spunem acolo, Neamircea? Oricine ar veni și ar spune că de ce nu este X sau Y, imediat îți dă cu rezultatul în cap. Eu cred că nu schimbă și pentru că are rezultate bune. Exact. Câștigă echipa care câștigă, cum e vorba aia, de obicei nu se schimbă, câștigând 3 jocuri la rând, dai seama că e greu să vii doar dacă apar unele probleme. Această normalitate Șumi a fost valului, este motivul pentru această care nu schimbă. Simplitatea lui Nea Mircea e de fapt geniul lui Nea Mircea, simplitatea asta. Aceeași exact. Echipă, atât de simplu până la urmă. Exact. Eu știu și ce, că am informații și de acolo din interior, știu cum vorbește cu ei, ce vorbește cu ei, știu câtă încredere le dă, știu că în sânul echipei naționale la momentul actual sunt
jucători care au un cuvânt greu de spus acolo, au ajuns să fie, să fie lideri, nu e doar unul sau doi, se plac unii pe alții în momentul în care... Cine sunt liderii Șumii acum? Păi cine? Stanciu, Drăgușin, Răzvan Marin, pentru mine ei sunt lideri, nu? Știu foarte bine, da. Știu Dar foarte ce bine. Le spune, cum ia cucerirea Mircea? Ce le spune de respectul ăsta, lăsând la o parte cariera fabuloasă? Dar văd la jucători, se uită la Nea Mircea ca la o... Ce zic? Ca la o icoană. Ca la o icoană. Ce le-a zis? Că zici că ai informații de interior. Păi în sensul că... N-au cum să n-ai de respect pentru un antrenor care este cel mai titrat din punctul meu de vedere. E clar că are toate metodele și a ajuns la o experiență vastă în care ce-ți transmite n-ai cum să nu înmagazinezi, una la mână. În al doilea rând, este un tip care dă libertate jucătorului, libertate în exprimare, care te face la un moment dat să joci pentru el, face orice să joci pentru el, nu te închistează niciun moment. Adică sunt lucruri care îi vin cu foarte mare plăcere la echipa națională. Eu știu și vorbesc și cu Denis și îmi spune, adică au o plăcere deosebită în a se revedea la echipa națională. S-a creat un nucleu de jucători, ceea ce trebuie să fie și la orice îl echipă. Văd ca, aproape ca pe un tată, nu pe Lucescu. Exact. Da. Exact, adică nu o să vezi niciodată o reacție a unui jucător sau să intre în conflict cu Neamice. Eu nu cred că va exista, nu cred. Da, ce spuneai tu, Horia, de genul Mircea Lucescu că nu schimbă echipa? Pe mine mă bufnește râsul că înainte de meciuri știi, mai vină diversi analiști și mari știi, o să schimbe acolo, o să schimbe pe ăla, o să bage pe ăla. Cine Mircea cu aceeași echipă? Bun, acum Șumii cu Lituania e clar. Păi, știi, apropo, știi ce am făcut odată? Nu, că știam echipa pe din afară la Rapid, deja o știam și m-am enervat. Odată m-am dus în sala de mese, mi-am luat carioca și l-am șters pe unul și m-am pus eu. Știu, ne-ai mai spus asta. Da. Da, m-am enervat odată, zic, bă, frate, cu Hizo, parcă. Șumii, parcă era cu Hizo. Nu, cu Lucescu. Da. Nu, cu Hizo, dar iar tot, iar a dăduse în gol cu o etapă înainte, dăduse în gol. Făceai echipa de lune. Șumii, apropo de echipă, este clar că va juca Kipciu în locul lui Bancu, care e suspendat, da, cu Lituania. Da. Asta da. E clar. Și în afară de asta, există, după părerea ta, cea mai mică șansă Mitrița să joace în locul lui Mihailă? Nu știu, acolo e și Florinel Coman, sunt o sumedenie de... Sau variant. Singura schimbare va fi, va fi obligată Kipciu la Bancu, care n-ai ce să faci. În 4-3-3 cred că va juca în continuare. Nu știu dacă va schimba foarte mult. Nu știu. Nu știu, adică... Deci probabil doar Kipciu la Bancu, nu? Ținând cont de da, cum nu gând. Știu. Nu știu. În momentul de față chiar nu da, eu sunt curios dacă îl bagă pe Mitrița la Mihailă în stânga. Da. Mihailă, un jucător de explozie, un jucător care îți pleacă în spații și el un pic, la fel ca Denis, un pic individualist, de altfel toți din față sunt un pic, adică își doresc foarte mult să marcheze, ceea ce nu este un lucru rău. Nu este un lucru rău, adică în momentul în care ai personalitatea asta, vine de undeva. Drăgușin, viitorul lider al naționalei, la cum se comportă și tot ce face? Da, este crescut într-un mediu ok, e clar că se vede că joacă la un anumit nivel sau chiar dacă de multe ori nu este în primii 11, se antrenează cu jucători de un anumit nivel. I-a venit și primul gol, marchează un jucător care în contact e foarte greu să-l depășești unul la unul, adică e clar că este stâlpul apărării și din punctul meu de vedere în jurul lui se poate construi. În general trebuie să ai un ax central și mie mi-a plăcut și Niță el foarte mult, chiar dacă a greșit niște mingi pe niște degajări statice, dar îți dă siguranță, este un portar care la vârsta lui eu n-am văzut atâta vitalitate în viața vieții mele. L-am antrenat anul trecut, n-am văzut. Fenomen, adică Șumii, e fenomen. Uite-te. Uite, el are 6 km alergați la fiecare meci. Deci uite-te în momentul în care el joacă cu unul dintre fundași, el imediat o ia la fugă în șprin să-i dea soluție să joace cu el înapoi. Mai rar am văzut la portari o mișcare de genul ăsta. Da, apropo, îmi scrie colegul meu, Iulian Anghel, apropo, când ai șters, l-ai șters atunci pe Robert Niță, l-ai șters? Da, Robert era cu el pe bancă. Pe Robert Niță? Trecuse pe la un din ăsta de rechizite și dacă n-am șters cu guma aia, dar mi-a venit rău. Șumii, Pașcanu puțin dezamăgit că n-a mai prins locul? Lotul, pardon. Nu. Super încântat.
a ajuns la echipa națională și el un jucător de viitor, 25 de ani, se cunosc, sunt mulți de aceeași vârstă, deci un jucător care... N-a fost dezamăgit? Nu, sub nicio formă, era foarte încântat. Am vorbit cu el ieri, l-am întrebat de program, de nici el, nici Manea, doi jucători care în momentul de față, trebuie să fim corecți, în momentul de față, jucătorii care sunt în fața lor, gen Rațiu, gen asta, sunt superiori. Da. Rareș Pop, cum s-a descurcat? Rareș Pop mi-a trimis un mesaj după meci. Un mesaj, am rămas blocat. Mi-a trimis un mesaj și mi-a zis: domn profesor, am intrat pe parcurs, sunt dezamăgit de ceea ce am făcut, vă rog frumos să mă scuzați. Deci am înghețat. Zic, stai că nu înțeleg. Păi, unde? La Under, după meciul lui, La Under 20, a intrat pe minutul 50 și ceva. Și este un băiat, un bun simț, ieșit din comun. Deci ți-a dat mesaj după meciul de la Under? Mi-a dat mesaj. Mai și ce a zis? Mai zi o dată, că nu-mi vine să cred, că n-am auzit de așa ceva. Acum, stai să văd dacă reușesc să mă uit în agenda, să ți-l citesc așa exact. Să ți-l citesc exact. Deci un băiat, un caracter... N-am mai auzit care, așa ceva. Care pe mine m-a lăsat, eu am încercat să-l... Uite, acum am intrat. Bună seara, Rareș Pop sunt. Am avut astăzi meci și am intrat pe parcurs. Nu știu dacă ați văzut meciul, dar n-am avut o atitudine deloc potrivită. Vă cer scuze. No, dar asta e un lucru important pentru un jucător. Incredibil că poate jucător. Să se aprecieze că a jucat slab. Pentru că, în general, deci, majoritatea fotbaliștilor spun că joacă bine. E de vină X, Y, Z, dar doar el nu e de vină. Ăsta e un lucru bun pentru el și va ajunge. Incredibil. Ți s-a mai întâmplat vreodată asta? Nu, este prima oară în cariera mea de 21 de ani de antrenor când mi se întâmplă lucrul ăsta. Deci, încă o dată, bună seara. Rareș Pop sunt. Am avut astăzi meci și am intrat pe parcurs. Nu știu dacă ați văzut meciul, dar nu am avut o atitudine deloc potrivită. Îmi cer scuze. Da. George Pușca ți-a dat mesaj? Nu. Dar să știți că eu am avut o discuție cu directorul sportiv de la Bodrum și m-au întrebat de el și am vorbit la superlativ în momentul în care m-au întrebat și sunt foarte mulțumit. Bine că nu m-au sunat pe mine, că nu mai făcea niciun transfer la Bodrum. Nu, sunt mulțumit de el. Să știți că sunt mulțumit. Este o echipă mică în Turcia, o echipă care încearcă să salveze de la retrogradare și o echipă care joacă foarte mult pe calitățile jucătorilor, un jucător de bătaie, aruncă mingea și vin pe mingea a doua, el încearcă să așa și uite că i-au și ieșit, a marcat vreo 2-3 goluri. Da. Apropo de atacanți, pericol.